Studenții și masteranții interesați să lucreze în Germania pe perioada vacanței de vară, minim 2 luni, pot depune dosarele de înscriere la AGOFM. Noi așteptăm să vină aici la sediul nostru. Termenul de depunere a acestor dosare și susținerea unității de limba germană va avea loc până în data de 6 februarie, în fiecare zi de luni până joi, și vinerea până la ora 1. Acest test, așa cum am spus, se va ține la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă din București, iar după depunerea acestor dosare și susținerea acestor teste, se vor stabili persoanele care îndeplinesc condițiile solicitate de către angajatorii germani. Studenții și masteranții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de participare. Mai exact, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți sau masteranți la o facultate de stat sau particulară la cursuri de zi, să aibă cunoștințe bune și foarte bune de limbă germană, adică cel puțin 3 ani de studiu. Dosarul trebuie să conțină o copie actului de identitate, fișa de solicitare completată în 2 exemplare la calculator și semnată. Formularul tipizat se găsește pe site-ul AMOFM București. La dosar trebuie să se regăsească și adeverința de la facultate în care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează studentul în cauză, dovada acreditării în cazul unei facultăți particulare, recomandare de la unul din profesori și 3 fotografii tip pașaport.